Bun găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Metoda Burnei de tratare a osteogenezei imperfecte, numită și boala oaselor de sticlă. Vector Paro, metoda sigură de îndepărtare a plăcii bacteriene în tratamentul bolii parodontale, o prezentare de caz în care se pot regăsi multe persoane. Abordarea afecțiunilor aparatului respirator în medicina energoinformațională. V-am prezentat în edițiile trecute ale emisiunii caracteristicile unei afecțiuni extrem de grave, osteogeneza imperfectă sau boala oaselor de sticlă. Ați aflat care sunt cauzele acestei afecțiuni ce nu are vindecare, semnele bolii, riscurile, posibilitățile de tratament. Astăzi veți afla ce înseamnă metoda Burnei de tratare eficientă a bolii oaselor de sticlă. Este considerată cea mai eficientă metodă de intervenție din lume în această boală. O prezintă chiar autorul, profesor dr. Gheorghe Burnei, șeful clinicii de chirurgie și ortopedie pediatrică din cadrul Spitalului de Copii Marie Curie din București. Sunt două metode. Una, prin care noi corectăm valgul, este o metodă care ne-a permis, din punct de vedere tehnic, ca deformarea în var, atunci când este prezentă, să o corectăm cu ajutorul unei tije, nu cu ajutorul cuielor, placă sau altor metode care necesită imobilizare îndelungată. Dacă un pacient care are coxavara e pus să meargă, el va merge deși foarte greu ca urmare a afecțiunii care o are, dacă mai are și această deformație, va fi mult mai greu. Și atunci situația lui se îmbunătățește foarte, foarte mult. Această metodă evită utilizarea unor materiale foarte scumpe care ar impune un implant masiv în zona respectivă și care, dacă s-ar distruge, fie că urmare a necrozei sau fie ca urmare a unor fracturi care apar sub modul de implantare, sub locul de implantare, ar da o imposibilitate de a face tratament. Aceasta este o metodă relativ simplă, este o metodă conceptuală, zicem noi, ingenioasă, care ne pune în situația ca o osteotomie subtrohanteriană să o corectăm cu ajutorul unei tije, nu cu ajutorul unui cui placă sau a unor șuruburi sau a unor tije gamma, pentru că aceste metode nu au rezultat în această chestiune. Iar cealaltă metodă este o metodă care ne asigură nouă ca osul să-și capete o configurație normală sau, pur și simplu, să devină mult mai rezistent în raport cu osul din osteogeneza imperfectă. Toate aceste procedee pe care o să le vedeți consemnate în reviste de largă răspândire și apreciate internațional și la noi în țară, au pus în evidență faptul că sunt metode utile și au fost apreciate de pacienți și ei le consideră ca fiind o posibilitate ca ei să se integreze în mediu. Prima operație, vă spuneam, că a fost făcută în anul 2000. Deși atunci eu eram aproape singur în acest spital ca medic specialist care mă ocupam în special de ortopedie pediatrică și la acea operație au participat trei tineri care au avut un interes deosebit pentru ortopedia pediatrică la acest moment. Unul a fost doctorul Vlad, care este și colaboratorul meu acum, iar ceilalți doctori, doctorul Octavian Bucur, și doctorul Bogdan Mărgineanu au participat la această operație. Doctorul Bucur este acum într-o clinică de chirurgie pentru transplant hepatic, iar doctorul Mărgineanu într-o clinică renumită de chirurgie oncologică ginecologică.
Vector Paro, metoda sigură de îndepărtare a plăcii bacteriene în tratamentul bolii parodontale. De la igienizarea periodică a cavității orale la aplicarea în stadiile avansate ale parodontozei, Vector Paro elimină complet durerea și bacteriile. Cu o prezentare de caz în care se pot regăsi multe persoane, vin astăzi dr. Claudian Hazizi, medic dentist specialist endodonție și estetică dentară, și dr. Andrei Gobej, medic dentist specialist parodontologie. După ce faceți spray-ul cu hidroxiapatită, vă arată și cum pot să închidă canalicule care aduc la nervul radicular. Și practic nu o să mai fie nicio sensibilitate. Depozite de tartar subgingival specifice în general bolilor parodontale. Este o situație destul de inflamatorie, să spunem, cu sângerări la sondare destul de accentuate și generalizate oarecum. Boala parodontală se manifestă la nivelul țesutului care susține dintele pe arcadă. Odată instalată, netratată la timp, afecțiunea evoluează până la pierderea definitivă a dinților și distruge gingia și masa osoasă. În funcție de tiparul evoluției, dinții se pot pierde și în 2-3 ani de zile de la debutul bolii parodontale acute, avansate, agresive. Iar în boala parodontală cronică, specifică adultului de vârsta a doua, să spunem, evoluția poate fi îndelungată de poate 15-20 de ani fără un tratament până ajung să se pierdă dinții. Când se hotărăște să se prezinte la cabinetul stomatologic, pacientul cu boală parodontală este mai întâi evaluat de echipa medicală pentru a se stabili gradul de afectare a danturii. În funcție de rezultatele evaluării, se stabilește protocolul terapeutic. Se evaluează anumiți indici, se fac anumite măsurători ale pungilor parodontale, se stabilesc zonele afectate, zonele de sângerare, zona în care avem placă dentară restantă. În paralel cu o radiografie și cu un examen clinic putem pune și diagnosticul bolii parodontale și tipului de boală parodontală. Cu Vector Paro se poate interveni eficient în boala parodontală în funcție de stadiul acesteia. Pătratul este pătratul pacientului care trebuie să fie la o boală parodontală incipientă sau boală parodontală care avem un nivel osos care putem să-l salvăm în așa fel ca dinții să nu aibă o mobilitate foarte, foarte mare. Dacă ajungem la o mobilitate de grad 2-3, deja acolo mai mult ca sigur avem și boli sistemice, adică diabet sau alte boli. Aparatul acționează ca în cazul unei igienizări normale, dar se merge mult mai profund până la rădăcina dintelui. Avantajul cel mai mare e că e nedureros și îndepărtează foarte bine bacteriile din pungile parodontale. Aparatul cu ultrasunete acționează foarte bine și în cazul igienizării periodice a danturii. Acest aparat are o extensie care se poate folosi și la o igienizare simplă, doar că are avantajul că e nedureros. Practic, mișcările de vibrație sunt transformate în așa fel ca să nu fie dureros atunci când suntem între gingie și dinți. Potrivit studiilor de specialitate, Vector Paro nu are contraindicații de folosire, indiferent de vârstă ori de starea de sănătate a pacientului. Aparatul are mai multe anse care pot fi utilizate în situații diferite. Un alt avantaj este acela că Vector Paro asigură curățarea periodică a implanturilor dentare. Aici avem un mare avantaj. Noi am introdus în clinică pentru toți pacienții care au pus implanturi la noi, fiindcă odată la 6 luni sau un an știm că implanturile trebuie verificate și curățate. Acest aparat e singurul aparat care are anse de carbon și de plastic care se poate face igienizarea și curățarea implanturilor și în lângă implant
practic putem să avem un contact cu implantul și să nu-l afectăm în niciun fel. Clinica Dentalio din București oferă servicii complete de medicină dentară pentru adulți și copii la cele mai înalte standarde de calitate. Abordarea afecțiunilor aparatului respirator în medicina energoinformațională, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Suntem în sezonul în care aparatul respirator este expus îmbolnăvirilor. De fapt, este și perioada în care consumul de medicamente pe cap de locuitor crește spectaculos, cu tot curtejul de efecte adverse și reacții secundare specifice tratamentului de sinteză. Parcă nu am vrea totuși să suportăm tot acest cortegiu de urmări neplăcute pentru starea de sănătate și căutăm soluții cât mai blânde de tratament. Le găsim cu ajutorul terapeutului Florica Munteanu în medicina energoinformațională. Ca și abordare, suntem în medicina energoinformațională, aparținem de medicina complementară. Abordarea noastră este pe calea energetică, intrând prin câmpul energetic al corpului, normal că se acționează pe partea materială, partea fizică, corpul fizic. Eu urmăresc de foarte mult timp pe doamna Florica Munteanu la televizor. Și explicațiile dânsei au fost așa pe înțelesul nostru, a explicat foarte clar, foarte pe înțelesul nostru și mi-am dat seama că trebuie să încerc și aici. Și având acum adunate atâtea probleme, mi-am pus toată speranța și am venit cu toată speranța și cred că o să plec bine. O simplă răceală, viroze, gripă, laringită, amigdalită, bronșită, pneumonie chiar, dar și alte afecțiuni respiratorii se fac simțite în sezonul rece. Într-un fel, cei mai expuși la astfel de îmbolnăviri sunt copiii, fiind și cei mai deficitari la capitolul imunitate. Indiferent că apelează la medicina energoinformațională în scop preventiv sau pentru tratament, indiferent de natura afecțiunilor și indiferent de vârstă, pacientul parcurge etapele stabilite prin protocolul terapeutic specific medicinei energoinformaționale. Prin diagnosticare energetică, deja noi vedem o blocare a timusului. Deci, cu alte cuvinte, timusul este cel care răspunde, este organul unde se școlarizează celulele sistemului de apărare, imunității, de unde sunt trimise mai departe pe diferite glande. Dacă acest timus este blocat, copilului se administrează în general de către medicina clasică medicamentația care se impune. Această medicamentație menține mai departe timusul blocat pentru că nu s-a lucrat energetic și, practic, starea de sănătate a copilului nu se schimbă, ba mai mult, se poate chiar înrăutăți sau simptomele se domolesc, dar la primul contact, din nou, copilul are probleme. Prioritară în terapie este deblocarea energetică a timusului. Dacă am deblocat timusul, imunitatea începe să lucreze, iar noi o susținem prin această medicină energoinformațională. Terapiile specifice medicinei energoinformaționale urmăresc echilibrarea căilor respiratorii și a plămânilor. Iar la adulți, des și nu numai în perioada rece, dar poate atunci oamenii sunt mai sensibilizați de problemele care se întâlnesc, foarte des ne întâlnim și în ultimul timp, și asta indiferent de anotimp, cu persoane care au o tusă iritativă, o tusă care de cel mai multe ori nu expectorează, sau dacă expectorează, ajung să expectoreze un gel alb care se produce în permanență. Aici deja avem o iritare pe nervi și atunci în medicina energoinformațională avem posibilitatea să facem o coordonare musculară și nervoasă pe zona respectivă, iar pe aceste mucoase, mucoasele bronhilor, mucoasele plămânilor, de fapt mucoase avem pe fiecare organ, practic că este embelișul organelor, pe aceste mucoase să vedem un pic dacă sunt într-adevăr toxine, iar care sunt răspunzătoare de formarea acelui gel, iar aceste toxine pot
pot fi desprinse prin câmpul magnetic, dezlegate, practic, și sunt lăsate să iasă prin limfă, prin tot ce eliminăm din organism. Practic, toxinele pot să elibereze organismul și sistemul respirator începe să refacă. Mai există o categorie a pacienților cu probleme de respirație, indiferent de anotimp, inclusiv cei cu apnee în timpul somnului. Există și o categorie de pacienți cu probleme pulmonare provocate fie de medicația de sinteză administrată pentru anumite afecțiuni, fie cu boli cronice de plămâni din cauze diverse. Sunt programe, deci noi suntem conectați la un institut, Institutul Regumel din München, unde avem programe pentru fiecare organ în parte, în cazul concret luăm plămânii. Sunt programe atât pe probleme de sănătate acute ale plămânilor, probleme de sănătate cronice ale plămânilor, probleme de plămân degenerativ, adică are deja probleme de degenerare, probleme pe respirație, probleme pe bronșite, programe pe bronșite, programe energetice pentru persoanele care suferă de astm, care au probleme cu respirația. În orice terapie se acționează și pentru echilibrarea energetică a celorlalte organe importante. În tratamentele pe care le facem, ale sistemului respirator, ficatul intră în prima terapie, intestinul gros, care este foarte important pentru afecțiunile sistemului respirator, de asemenea intră în prima terapie, iar marea parte a persoanelor care au probleme pe sistemul respirator au și un stres deosebit, deci intrăm pe programele neurologice și vedem un stres neurologic destul de mare. Sinuzitele acute și cele cronice sunt de asemenea tratate cu succes în medicina energoinformațională. Persoanele care vin la noi cu sinuzite și dureri de cap sunt în mare parte persoane cu probleme cronice, deci au urmat diferite tratamente medicamentoase cu rezultate mai mult sau mai puțin mulțumitoare, au căutat o variantă a medicinii și au găsit medicina energoinformațională. Avem rezultate într-adevăr foarte bune, pentru că lucrăm din prima ședință pe tot ce găsim noxă toxică, bacteriană, virusană, în organism. Normal că se lucrează pe sinusuri în mod deosebit, prin niște programe speciale de sinuzită. Durerile de cap intră în gama sinuzitelor, deci aparțin în terapie, detoxifierea organismului. În medicina energoinformațională, detoxifierea presupune aplicarea terapiei de eliminare a toxinelor care stau agățate de organe. Să ne închipuim un pom, un măr plin de mere, exact așa stau pe organul bolnav toxinele, sau și pe alte organe, dar în special pe organul bolnav, agățat, un pom, un măr plin de mere, așa încărcat, exact așa stau pe plămâni noxele toxice încărcate, prinse prin câmpul magnetic. Dezlegarea lor se poate face astăzi energetic cu acest gen al medicinii energoinformaționale, prin terapii prin care se intră focusat, direct pe organul care are problemă de sănătate. Informația în terapie o dă organul în tratament, bronhile, căile respiratorii, plămânii, în cazul în care intrăm mai profund, un stres neurodegenerativ, poate chiar un stres cu probleme care dă stările astea de oboseală. De când faceți terapie prin biorezonanță? Am făcut în 2004 prima dată. Am revenit anul trecut și acum din nou la altă terapie. Acum am revenit pentru întreținere. Da. Terapiile cu aparatură de ultimă generație Bicom Optima sunt aplicate în Centrul German de Biorezonanță Dermavital din București, singurul acreditat și coordonat în România de către Institutul Regume din München. Lucrând pe partea biofizicală a organului plămân, bronhii, sau luăm oricare alt organism, aici practic avem 99,9% informație energetică, impulsuri energetice pe care noi le putem pozitiv influența și acel haos din organ să îl restabilim. Organul își reface metabolismul propriu, pentru că fiecare organ are metabolismul lui propriu și se poate încadra în metabolismul general al corpului. Să ne închipuim organele corpului, pentru că problemele de respirație nu vin singure.
problemele de respirație și, în primul rând, autoreglarea corpului sunt legate deja cu un anumit haos energetic pe care îl avem în organism și prin echilibrele energetice pe care le facem, readucem, dacă vrem așa, organele ca într-o orchestră. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!